a fost înființat în anul 1997, sub denumirea de Multitranses SA. În schimb, am avut predecesori încă din anii 1973, care erau IJGCL-uri, IJTL-uri, s-a schimbat denumirea în timp și așa s-a ajuns la Multitranses SA. Astăzi, Multitrans are ca și activitate principală transportul în comun în municipiul Sfântul Gheorghe. Din cifra noastră de afaceri, cam 93% înseamnă transport în comun, restul de 7% înseamnă alte transporturi pe bază de comenzi, venituri din chirii, venituri din reclamele pe care le vedeți pe anumite autobuze și activități de service chiar către terți. Ceea ce este interesant, o să spun în cifre, lucrăm momentan cu aproximativ 20 de linii, din care sunt 4 principale pe care le știți, cele care apar și pe site-ul nostru, 1, 2, 3 și 4. Autobuzele noastre într-o zi medie, zi lucrătoare, fac în jur de 1500 de kilometri, iar în zilele nelucrătoare și de sărbătoare, cam 600 de kilometri. Prețurile la bilete, abonamente, cred că le știți, vedeți și pe site-ul nostru, călătorii costă 2 lei în momentul actual, iar un abonament pentru o linie 60 de lei. Avem acele automate de bilete unde se pot procura la lângă stadion și unul în centru, lângă parc. În plus, lucrăm cu diferite magazine, unitățile H-Press, care sunt apropiate de stațiile noastre. Actualmente avem 12 autobuze care deservesc transportul public pe Sfântul Gheorghe. Vârsta lor medie, din păcate, este destul de mare, 18 ani. Dar ceea ce trebuie să știți și o să vedeți, o să vorbească mai mult despre asta domnul viceprimar, noi am încercat în ultimii ani să menținem la acest nivel transportul în comun cu cât mai puține cheltuieli, pentru că o să accesăm fonduri europene destul de consistente pentru a rândui întreg transportul public, care nu înseamnă numai autobuze, înseamnă mult mai multe, de la eticheting până la stații și noi linii și așa mai departe. Anul trecut, în total, autobuzele noastre au făcut 480.000 de kilometri. Numărul călătoriilor, pentru că nu se poate aprecia numărul călătorilor în sine, având în vedere că sunt și abonamente și nu putem spune un... Deși înseamnă un călător, dar ei călătoresc zilnic probabil de două ori, a fost în jur de 2.500.000 pe tot anul. Am vândut 250.000 de bilete. Peste 2000 de abonamente, astea sunt fără reducere. Pe lângă acestea, având în vedere caracterul și caracterul social al transportului în comun, au fost gratuități. Pensionarii care au avut pensiile sub salariul minim pe economie au primit aproximativ 38.800 de abonamente gratuite. Au fost și gratuități parțiale, de exemplu pentru pensionarii care aveau pensiile între salariul minim pe economie și dublu acestora, în jur de 800. Elevii și studenții au beneficiat de peste 3000 de abonamente cu reducere de 50%, iar societățile comerciale, în funcție de numărul angajaților, au primit reduceri de între 10 și 30%. Numărul acestora a fost, ca și abonamente eliberate, peste 3100. În moment lucrăm cu 49 de persoane. De exemplu, acum 10 ani am fost în jur de 80. Deci ați mai avea nevoie de personal? Nu neapărat de șoferi, la unele cazuri, dar nu neapărat. Am organizat noi mai bine activitatea, plus legislația a prevăzut anumite restricții și nu am avut cum să creștem numărul personal, de exemplu legea bugetului de stat, care spunea că nu putem depăși
de exemplu, într-un an, cheltuielile salariale aferente anului trecut. Nu atât despre planul. Autoritatea publică locală din Sfântul Gheorghe a luat o decizie bună că a păstrat în proprietate publică acest serviciu public și o operează cu firmă proprie. Acesta este motivul din care acum, la sfârșitul anului, putem depune cereri de finanțare pentru o sumă care, pentru municipii reședință de Juzes, este o sumă fixă, peste 17 milioane de euro. Această sumă, în majoritatea ei, va fi cheltuită pentru dezvoltarea acestui serviciu public. Din această sumă se preconizează mutarea în întregime a sediului cu toate elementele necesare, birouri, garaje, depou, plus cumpărarea a 12 autobuze electrice, pentru care în depoul respectiv se va amenaja și stația de încărcare electrică. Se preconizează dezvoltarea stațiilor de autobuze, unde la stațiile de capăt iarăși se vor monta instalații de încărcare a acumulatoarelor rapide. Și acest sistem va fi dirijat de un sistem electronic și IT de colectare a datelor și care va fi interconectat și cu sistemul de dirijare a circulației din municipiul Sfântul Gheorghe. Este în curs elaborarea studiului de trafic, care este una din documentele de bază care trebuie depuse împreună cu proiectele. Acesta se bazează pe planul de mobilitate care a fost livrat la sfârșitul anului trecut. Studiază circulația în accepțiunea, deci subordonând această circulație dezvoltării transportului public, în principal cel cu autobuze, dar și cel pietonar și cel pentru bicicliști. Studiul de trafic a fost, din motive obiective, în afară de voința Consiliului Local, din motivul aprobării bugetului pe țară cu o anumită întârziere, am putut contracta studiul de trafic în data de 27 februarie. S-au și început măsurătorile în zilele de 8, 9 și 10 martie, dar mai trebuie să se facă măsurători. Am spus măsurători de trafic, mă refer. Le-am dat ca și obiectiv ca să realizeze aceste măsurători în fiecare zi a săptămânii, deci în fiecare luni, marți, adică luni, marți, miercuri, deci să fie tratat fiecare zi a săptămânii din punct de vedere a circulației și nu se poate desfășura pe perioada vacanței sau a zilelor libere. Din acest motiv, este încă în lucru, dar contractul este cu termen de finalizare de 28 aprilie. Mi s-a promis că în 20 aprilie mi se livrează acest studiu de trafic. Și urmează să se elaboreze și celelalte documente, care unele dintre ele sunt în procedură de achiziție publică, de exemplu studiul de oportunitate al trecerii la un alt tip de transport public. Și până la sfârșitul anului, pe baza acestor studii, trebuie făcute toate studiile de fezabilitate și până în 31 decembrie trebuie depus proiectul la POR, la programul operațional regional. Păi sperăm ca în urma acestuia, până în anul 2023, pentru că până atunci trebuie finalizate investițiile, transportul public local să fie cu un sediu nou și la un nivel european, atât din punct de vedere al mijloacelor de transport, cât și al deservirii acestor mijloace de transport.